Bine v-am regăsit, dragii mei, pe cei din Zodia Pești. Haideți să facem etalarea pe perioade pentru perioada 11-17 iulie în dragoste, dragoste, carieră, sănătate, să vedem ce vă așteaptă în această perioadă. Țin să precizez la bun început că am decis să nu mai fac etalarea pe perioade de dragoste cu cele trei alegeri. În schimb, voi face etalarea pe perioade pentru fiecare zodie în parte, pentru că am văzut în comentarii că vă doriți acest lucru și am considerat că ar fi mai ok așa. Ok, haideți să vedem. Pentru cei din zodia Pești, ce vă așteaptă în perioada 11-17 iulie 2020 în dragoste? Carieră și sănătate. Ce este important să știți în această perioadă? Ce se întâmplă semnificativ și important în această perioadă în viața voastră, celor din zodia Pești? Perioada 11-17 iulie, mă scuzați. Zodia Pești, 11-17 iulie, dragoste, carieră și sănătate. Haideți să vedem. O situație aici a murit. Cu cineva din zodia Scorpion, ori pur și simplu o situație s-a terminat. Mai aveți o speranță în situația asta, cu cineva din Leu Berbec Săgetător, după care plângeți și vă pare foarte rău. Regretați ceva ce s-a întâmplat în viața voastră. Dacă voi ați rănit pe cineva, regretați foarte mult această persoană. Această carte îmi spune și în clar viziunea mea văd că ați jonglat cu mai multe cupe unii dintre voi. Luați și situația viceversa dacă asta vi s-a întâmplat vouă. Ați jonglat cu mai multe cupe. Și cea mai importantă cupă care era pentru voi, ați pierdut-o. Și asta a fost dintr-un joc. Exact ce spuneam. 5 de cupe urmat de 4 de cupe. Persoana respectivă nu mai dorește relația asta. Persoana respectivă și-a dat seama că a suferit foarte mult. Aici a fost o trădare. Aici au fost influențe din exterior pentru voi. V-au pus la pământ. Toate persoanele astea, văd multe persoane în spatele vostru care v-au influențat, dar cineva în special din zodia Scorpion v-a influențat foarte tare. Cineva s-a băgat peste relația voastră, peste gândirea voastră și voi regretați enorm și vreți să luptați în continuare pentru această persoană. Ok, eu văd că persoana asta n-a fost văzută de voi până acum. Ați avut exact multe alte cupe la care vă uitați și nu i-ați dat atenție, însă ați văzut acum că această cupă era cea mai importantă pentru voi, cea mai valoroasă. Și visați la această cupă. Visați să mai aveți această persoană înapoi. Vă gândiți zi și noapte și parcă vă rugați să vi se aducă această persoană înapoi și doriți să depuneți efort, justiție, să aduceți justiție curată acestei persoane pentru ce ați făcut. Doriți stabilitate cu această persoană. Leu Berbec Săgetător. Lumea. Ok. Cu trei de săbii. Ori voi ați fost indeciși, exact cum am spus, că ați jonglat cu mai multe lucruri. Aici văd și un taur, dar și un leu. Ați jonglat cu mai multe lucruri și ați rănit pe cineva și v-ați rănit și pe voi. Dacă voi sunteți în situația în care ați fost înșelați, voi ați rănit, ați fost răniți, iar persoana respectivă care v-a înșelat, v-a mințit, a făcut atâtea gafe, v-a ascuns lucruri, persoana asta vă regretă. Dar dacă voi ați făcut lucrurile astea, voi regretați și plângeți pentru acest capitol. Persoana respectivă și-a spus ferm că acest capitol s-a încheiat. Este o doamnă din Leu Berbec Săgetător, care a avut o iluminare. Persoana asta a încercat să vă ducă pe un drum. Am avut aceeași etalare și la Leu. A încercat să vă ducă pe un drum curat. Persoana asta a parcurs un drum foarte lung.
pentru a ajunge la iluminare, să afle toate secretele pe care voi le aveați față de această persoană. Persoana asta a suferit foarte mult cu 3 de săbi, 5 de cupe, 9 de bâte a fost pusă la pământ. Persoana asta a făcut totul pentru voi. Din câte văd, a avut nevoie de o perioadă de gândire, iar persoana asta, în momentul de față, și-a găsit iluminarea. Drumul ăsta pe care l-a parcurs a făcut persoana asta să devină mult mai înțeleptă, mult mai realistă, și a căutat în interiorul ei răspunsuri. Din punct de vedere spiritual, avem și aici rugăciunea ca ea să afle ce se întâmpla prin spatele ei. Voi urmăriți această persoană acum și doriți să vă cereți iertare și simțiți că această persoană este sufletul vostru pereche. Aici a fost implicată și o balanță. Voi vă doriți 2 de cupe cu această persoană, cu această femeie. Vă doriți să aveți copii cu această femeie. Aici a mai fost implicată, cum am spus, o balanță sau gemeni, balanță, vărsător. Cineva care vă mințea în permanență. Cineva care ori aveați un copil sau persoana asta și-a transpus energia în regina de săbi, și anume, acum este mult mai logică. Se iubește pe ea cu împărăteasa. Nu mai acceptă, ca să spun așa, să fie păcălită. I s-a adus justiție divină pentru cât i-ați greșit. Dacă sunteți domni, asta e despre voi. Și doamne, dacă sunteți și ați făcut asta. Dar luați și situația viceversa dacă vi s-a făcut asta. Persoana asta din gemeni, balanță, vărsător urmărea în permanență să vă destabilizeze. Avem și vărsător, dar avem și balanță. Și gemeni. Poate fi oricare dintre zodiile astea. Urmărea să vă destabilizeze situația cu acest leu, cu care voi erați suflete pereche. Justiția cu îndrăgostiții. Era o relație pe destin. Iar voi acum simțiți că ați avut o mare pierdere. Și ce v-a mai rămas acum? Parcă ați pierdut în secret. Suferiți în secret. Și în secret croiți un plan să ajungeți în puterea voastră. Parcă persoana asta v-a ajutat și financiar. Dar pe de altă parte, cineva din zodia asta, gemeni, balanță, vărsător, vă folosea financiar. Ok. Cineva își bătea joc de voi aici. Cineva vă cerea bani, cineva vă dădea bani. Cineva vă folosea pe parte financiară și cineva încerca să vă pună pe calea cea bună. Iar voi ați dat atenție cui nu trebuia. Și acum vreți să depuneți efort. Pentru că aici a fost foarte multe lucruri. Nu știu, parcă a fost un complot. Văd și un bărbat. Un bărbat din berbec. Săgetător sau chiar leu. Este și o doamnă, dar e vorba de un bărbat care are legătură cu această femeie din gemeni, balanță, vărsător. Femeia asta, dacă sunteți bărbați, v-a înșelat cu acest bărbat. Și voi ați realizat pentru ce am făcut aceste erori și am pierdut această femeie din leu, berbec, săgetător, dar e leu, această femeie, care era o dragoste adevărată cu asul de cupe. Și de ce am avut cu acest împărat narcisism și încăpățânare și ego și nu mi-am dat seama de realitate? Cineva vine să vă aducă claritate. Poate fi cineva din familia voastră, gemeni, balanță, vărsător. Vine cu această claritate. Ori voi vreți să vă duceți drept în fața acestei persoane din leu, berbec, săgetător. Vreți să vă duceți curat și drept să spuneți tot adevărul. Chiar dacă asta va stârni o ceartă foarte mare și va stârni o revoltă, vreți să se știe totul. De ce ați eșuat că ați făcut asta pentru bani? Însă persoana din zodie de foc a fost folosită de voi pe partea financiară. Am spus, dacă situația este invers, luați-o cum rezonează, eu citesc așa cum este. Persoana asta a fost folosită și nici nu v-ați dat seama și nu ați realizat că iubeați persoana asta. Și acum țineți cu dinții strânși de persoana asta și vreți să-i aduceți egalitate și claritate, să-i spuneți totul.
De ce v-ați bătut atât pentru bani? Avem din nou leu. Fericirea voastră este cu acest leu, care acum se iubește pe el sau pe ea. Aici a fost cineva care v-a influențat foarte tare. Dacă nu era cumva o femeie din rac pe scorpion, dacă voi sunteți doamne din rac pe scorpion, ați ieșit dintr-un triunghi amoros și asta vi s-a întâmplat vouă. Pentru că pur și simplu v-ați săturat și ați descoperit tot adevărul ce era prin spatele vostru. Și asta vi se întâmplă vouă. Cineva din leu, dacă sunteți doamne, cineva din leu, berbec, săgetător, vine să vă facă dreptatea asta. Dar dacă sunteți domni, voi ați ascultat de cineva, de o femeie din rac pe scorpion, gemeni, balanță, vărsător, văd foarte multă lume aici. Și parcă n-ați ascultat de cine trebuie. Aici, persoana asta din zodie de apă poate să vă fie familie. Ok. Voi vă doriți independență financiară ca să veniți cu, să plecați cu grabă, ca să spun așa, să deveniți regele de monede sau regina de monede, să aveți stabilitate financiară, să puteți să recuperați persoana pe care o iubiți înapoi. Vreți să lăsați două bâte în spate? Rac pe scorpion, gemen, balanță, vărsător. Aveți regrete foarte mari. Aici este vorba despre tot ce a fost toxic în viața voastră sau voi ați creat toxic, dacă aveți dependențe sau ați avut de-a face cu cineva dependent sau dacă aveți probleme din cauza acestor lucruri, vreți să scăpați de ele și vreți să aduceți dreptate persoanei pe care o iubiți. Și cu toate astea aveți de muncit. Cred că tema acestui video va fi ce m-a mai rămas. Judecata, universul vă împinge să faceți dreptate cuiva din trecutul vostru, după care regretați foarte mult, pentru că era fericirea voastră și regretați că i-ați adus acest șapte de săbi întors. Așa vreți să vă duceți, vreți să vă duceți în fața acestei persoane cu tot adevărul, așa cum este, să-i spuneți tot adevărul. Duceți o povară, pur și simplu duceți o povară, pentru că i-ați oferit prea puțin acestei persoane din leu, din zodie de foc. Și persoana i-a spus toate responsabilitățile voastre în spate acestei persoane. Repet, dacă la asta vi s-a întâmplat, voi ați pățit așa ceva, iar persoana asta a făcut lucrurile astea, a furat de la voi sau v-a folosit financiar, înseamnă că voi sunteți ca doamne. Dar dacă sunteți domni, voi ați făcut asta. Clar, voi ați făcut asta. Și este ceva nedrept. Și aici simt că e o karmă de plătit pentru voi. Voi trebuie să plătiți ceva karmic. Și asta face parte din schimbarea voastră. În partea financiară aveți foarte mari probleme. Și vreți să ieșiți din ele. Pentru câțiva dintre voi problemele astea sunt datorită faptului că ați făcut niște lucruri care nu trebuia să le faceți cu anumite persoane. Și iată și regele de cupe, zodia voastră. Vă doriți un nou început, vă doriți să propuneți căsătorie cuiva din leu, perpec, săgetător și o să-i comunicați acest lucru. Dar comunicarea va fi în stagnare, pentru că persoana asta nu o să vă răspundă. Ați face orice. Cum am spus, tema acestui video este ce mi-a mai rămas. Pentru că voi vreți să aveți victorie cu persoana asta. Și momentul ăsta tur cu 8 de săbi este momentul în care voi vă dați seama că voi putea să fiți cu persoana asta oricând, însă încăpățânarea voastră și faptul că ați fost manipulați și îndoctrinați la rândul vostru ceea ce voi ați făcut cu altcineva, erați pur și simplu o piesă și alții vă foloseau ca să vă strice relația, să nu fiți fericiți. Ok. Iar acum că relația voastră este stricată și voi vă doriți cu atâta arzoare înapoi,
Vă dați seama că o să aveți un moment turn. O secundă, că mi s-au terminat cărțile aproape de tot. Și trebuie să clarific momentul ăsta turn. Haideți să vedem momentul turn pentru cei din zodia Pești. Împărăteasa. Exact. Momentul turn este că vi se întoarce roata. E o karmă de plătit aici. Exact ce am spus. Pentru acest triunghi amoros. Cineva plătește karma dacă v-a făcut rău, ori voi plătiți karma pentru ce ați făcut. Mi se repetă momentul turn. Parcă tot ce ține de afaceri cad. Iluziile astea în care a trăit. Dezechilibrul ăsta. Poate cineva vă șantaja din punct de vedere financiar. Femeia asta din gemeni în balanță vărsător care se tot juca cu viața voastră și dorea doar o răzbunare să știe că nu sunteți fericiți cu persoana din leu. A făcut cu voi ce ați făcut voi cu persoana din zodia de foc. Persoana asta din zodia de, din zodia de foc. Voi vă doriți 10 de cupe cu această persoană și vă zbateți foarte mult, însă persoana asta este în defensivă. Ceea ce văd este că sunteți foarte obosiți în această perioadă. Veți face tot posibilul să recuperați această persoană. Vă dați seama că femeile sau, dacă sunteți domn, femeile din gemeni în balanță vărsător rac pe scorpion, sau chiar taur, v-au folosit, sau persoanele astea v-au folosit să vă despartă de cineva într-o zodie de foc leu. Cineva aici a jucat necinstit, cineva v-a îndoctrinat, a fost o întreagă șaradă. Voi ați fost folosit, ați folosit financiar pe cineva, iar altcineva vă folosea financiar pe voi. Voi ați dat atenție cui nu trebuia, iar acum vreți să reparați lucrurile cu cineva pe care v-ați dat seama că o iubiți, sau că îl iubiți cu adevărat. Ok. Haideți să vedem și energia voastră. Ideea este că voi vreți să deveniți corecți, să spuneți adevărul. Vă este teamă că persoana asta nu vă mai iubește. Căzându-mi regina de cupe invers, s-ar putea chiar să fie un adevăr. Pentru că persoana asta a fost foarte rănită de către voi. Vă este teamă că ați pierdut persoana asta definitiv. Ok, haideți să vedem energia voastră. Energia celor din zodia Pești. Perioada 11-17 iulie 2020. Ok, voi ați purtat o mască, voi urmăriți foarte mult această persoană, iar această persoană acum nu vă mai arată niciun sentiment. Persoana asta face precum ați făcut voi. Adică s-a întors roata. Precum ați făcut voi, acum face și această persoană. E o karma aici. Suferiți și ați vrea să vă veți experimenta suferința cu adevărat. Doar pentru cei care ați, să spun așa, folosit sentimentele cuiva și nu v-ați dat seama că dacă v-ați jucat cu cineva, de fapt v-ați jucat cu voi. Și pur și simplu vă readuceți aminte de toată perioada petrecută cu această persoană și nu puteți să treceți peste. Și de toate greșelile pe care le-ați făcut în trecut. Și exact ce spuneam, mai aveți o speranță. Speranța la voi nu moare că puteți să aduceți persoana asta înapoi. Bun, atât am avut și pentru cei din zodia Pești, pentru perioada 11-17 iulie 2020 în dragoste, carieră, sănătate. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, să dați un like, să dați un share. Eu vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.